Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft, concursul de construit. Dragilor, înainte de a începe, ca de obicei, să nu uitați să votați. Cine credeți voi că a construit cel mai bine? Eu trag concluzia la final și voi alegeți în funcție de ce v-am zis și eu și în funcție de ce considerați voi. Bun, astăzi, oameni buni, avem ca participanți pe Mr. Vladimir și Pro Extreme. În ce echipe jucați, domnilor, ca să știm cu cine ne aliem aici? Aveți două echipe, echipa Creeperilor și echipa Endermenilor. Cine joacă unde? Ia scrieți-mi miaci. Care cum jucați? În episodul anterior am avut chibrițelul ca și sugestie. O nene a înțeles prin chibrițel, a înțeles o cutie de chibrituri, perfect. Și celălalt a înțeles o structură redstone în care se aprinde paiul și după ce se termină, bum, explodează, se stinge de tot. Cam așa a funcționat construcția lui. Astăzi hai să vedem ce teme de construit o să avem. Hai să vedem. Scriem noi un număr. O să facem așa, criteriul ăsta de departajare. O să scriu eu un număr și să-mi spuneți mie între 6 și 13. Ce alegeți? 6 sau 13? Perfect! Nenea Vladimir alege tema de construit. Domnule, aici este panoul plin cu chestii. Alege cu încredere, alege random, alege ce consideri tu. Deocamdată celelalte panouri sunt încă work in progress, încă ne mai chinuim aici să lucrăm la această hartă. Și tema de construit pentru astăzi este farul. Data trecută am avut o sugestie, astăzi se pare că avem o temă fixă, farul. Dragilor, știți regulile de construit, veți avea 15 minute, urmăriți-mă, vă rog, veți avea 15 minute la dispoziție să construiți acest far. Am nevoie unul pe stânga, unul pe dreapta, aici. Să construiți un far. Dar înainte de chestia asta, înainte să dăm noi start, aveți un minuțel, două, să vă puneți în hotbar itemele pe care le veți folosi cel mai des ca să aveți așa un jump start. Și data trecută trebuia să fac aceeași chestie, am uitat, sincer să fiu, am uitat de când nu am mai filmat, dar totuși le-am dat băieților un mic avantaj de un minuțel și jumătate la timp, ca să nu fie problemă. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat de concursul de construit, ce se mai întâmplă cu concursul de construit, pentru că în trecut concursul de construit reprezenta canalul Aiciuncio. Dragii mei, concursul de construit nu a murit, este încă disponibil și toți abonații pot participa. Pentru ca voi să participați, nu trebuie să faceți altceva decât să intrați pe canalul de Discord, pe care îl aveți în fiecare descriere a videoclipurilor mele. Cu excepția unor videoclipuri, sigur. Da? Intrați pe Discordie și în momentul în care vă anunț, că trebuie să fiți atenți pe Discord, în momentul în care vă anunț, ați venit, ați participat, ați construit și să sperăm că ați câștigat. Nu uitați, dragii mei, să vă votați favoriții. Aveți în descriere stropul. Decideți voi cine a construit cel mai bine. Eu trag o mică concluzie, iar voi decideți cine a construit. Sunteți gata, domnilor? 3, 2, 1, start! 15 minute!
dragii mei și dragii noștri, mai aveți 60 de secunde la dispoziție să vă terminați structurile aici. Când mă uitam la turnulețul ăsta, cum se construia, îmi aminteam de acele zile apuse când mă jucam Warcraft 3. Știți că exista facțiunea aceea Undead, care avea niște turnulețe, zigurat, parcă se numeau, care trebuia să le pui ca să corupi zona, gen acolo să poți să construiești, și mi-a amintit așa de turnulețele alea. Nu știu ce din clădirea asta mi-a amintit, probabil biluța aceea zburătoare, știți că era un cristal zburător în turnulețul ăla sau deasupra turnulețului. E bine, da, iar aici avem o chestie un pic mai simpluță, un pic mai clasică. 3, 2, 1, opriți-vă, lăsați urentele și ridicați-vă în aer. Puteți voi de sus, dragii mei. Hai să ne uităm puțin să vedem ce avem aici. Deci avem aici o simplă scăricică care urcă la fărucul ăsta. Un design simpluț, drăguț, care poate să fie observat din depărtare. Nu știu cum nu ai putea să vezi chestia asta de pe mare. O chestie foarte drăguță. Iar aici avem un tip de far. Nu știu dacă asta, ceea ce ai vrut tu aici să reprezinți, bătea un pic a medieval. N-am avut destul timp să fac o sferă perfectă. Niciun fel de problemă. Dar asta este, ghinion de neșansă. Asta bate un pic mai a far modern. A ceva mai puțin mai modern. Din păcate și nefericire, aici trebuia să faci toată porțiunea asta așa cu sticlă. Cel puțin așa văd eu. Pentru că îmi închipui că bărcile care vor trece trebuie să vadă lumina asta. Ori lumina asta se învârte. Păi dacă aici avem perete, o să se învârtă numai aici, o să se vadă așa o linie, după aia aici încă o linie și aici încă o linie. Și o să fie, în momentul în care se învârte, o să fie câteva secunde în care lumina nu o să se mai vadă deloc. Navele nu o să mai poată să-ți mai vadă, știi, farul. Cam așa funcționează. E bine, dragilor, în descriere aveți stropul, vă duceți fain frumos și votați cine credeți voi că a construit mai bine. Avem aici echipa, stai să vedem. Echipa Nenea Pro, care a fost în echipa Endermenilor, și Mr. Vladimir, care a fost în echipa Creeperilor. Voi votați, iar eu o să aleg echipa câștigătoare. Bine, dragilor, aici se încheie și episodul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut episodul acesta și sper că vă plac și construcțiile băieților ăstora, pentru că trebuie să și votați. Eu am fost gazda voastră aici, Ciuncio, și să aveți o zi frumoasă în continuare. Ciao!